România este vulnerabilă în fața unui blackout în sistemul energetic. Este avertismentul unui membru din Consiliul Onorific al Ministrului Energiei, directorul general al General Electric Power Infrastructure, susține că modul în care a fost proiectat sistemul face ca zona Transilvaniei să fie cea mai vulnerabilă pentru că nu trece nicio linie a Transelectricii Carpații. În schimb, Ministrul Energiei susține că vom trece această iarnă cu gaz românesc în blackout-ul în țara... Blackout-ul din țara noastră fiind doar o temă falsă mediatică. La începutul sezonului rece a fost dat startul comandamentului de iarnă. Specialiștii și oficialii din energie s-au reunit pentru a analiza stocurile de gaze pe care le are țara noastră și necesarul pentru a trece peste lunile de iarnă. În acest moment, pregătirile pentru sezonul rece stau mai bine decât oricând. Avem înmagazinate gaze pentru sezonul rece, suntem la 103% gradul de umplere. Asta înseamnă că în condițiile unei ieri normale vom trece sezonul rece doar cu gaz românesc din producție și din ceea ce avem înmagazinat. Optimismul Ministrului Energiei a fost recent contrazis de unul dintre specialiștii din domeniu, care face parte și din Consiliul Onorific al lui Sebastian Burduja. Carmenzita Constantin susține că sistemul Transelectrica nu are nicio linie care să treacă Carpații, iar capacitatea de import pe zona respectivă nu este suficientă să acopere necesarul. Din toate datele pe care le-am adunat și de la Transelectrica, de la dispecerul național, de la minister, de la colegii mei, nu există niciun fel de risc din această privință. Sistemul energetic se prezintă în bune condiții. Ba mai mult, ministrul susține că dacă vom reuși să trecem iarna doar cu gaz românesc, România ar putea primi facturi mai mici față de anii precedenți.